Joi 11 aprilie, între orele 8-16, se va întrerupe furnizarea apei în Bodo pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție și a bazinului de înmagazinare. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, astfel clienților le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Consumatorii pot lua măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe toată perioada anunțată.